Vă salut pe toți cu drag. Numele meu este Andrei Croitoru. Sunt unul din slujitorii adunării creștine din șasa. Ne bucurăm că asculți cuvântul lui Dumnezeu predicat în adunarea noastră prin intermediul internetului. Și credem că este de mare folos dacă îl vei împărtăși și cu alte persoane. Totuși, convingerea noastră este că Dumnezeu ne-a pus în locul acesta, această biserică de credincioși, în mod strategic. Suntem în comuna de nești satul șasa în apropiere de orașul Târgu Jiu. Și scopul pentru care suntem aici este ca oamenii în această adunare să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și mai important, calea mântuirii doar prin Domnul Isus Hristos. Credem că împreună putem să călătorim spre împărăția lui Dumnezeu mult mai bine pentru că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. De aceea te invităm și pe tine să fii parte împreună cu noi vizitând adunarea noastră și fiind participant la slujbele săptămânale ale adunării pe care le vei vedea afișate mai sus. Voi predica din psalm în seara asta și uh aș vrea să predic de acum, pentru că așa s-a hotărât, să predicăm după amiază diferit față de studiul nostru de dimineață, în alte pasaje, aș vrea să predic din psalmi, când voi predica eu cel puțin. De ce? Pentru că noi nu știm ce să facem cu psalmei, da? creștinii evanghelici sunt în încurcătură cumva un pic de psalmi. Ce facem cu ei? Pentru că sunt unii psalmi dificil de interpretat. Chiar astăzi dimineață citeam și am și ascultat psalmul 109, care e un psalm de imprecație, de blestem asupra vrăjmașilor. Și vorbește despre a lăsa, văduvi pe, a lăsa văduve pe nevestele dușmanilor, de a le lăsa copii orfani din generație în generație. Și în Biblie, și revelat, și inspirat de Duhul Sfânt. Și noi, creștinii din Noul testament nu prea știm ce să facem cu psalmii. Nu prea ne place cum sună Dumnezeu ăsta care judecă în felul ăsta, Dumnezeu ăsta care se ocupă de dușmani, văduvindu-le nevestele nu prea știm ce să facem cu ei. Și aș vrea ca împreună de acum să trecem prin psalmi, pentru că zic eu, cred eu, psalmii sunt importanți, fac parte din Sfânta Scriptură, s-au fost inspirație de Duhul Sfânt, fiecare cuvânt în parte din el, fără pată, fără greșeală, nu-i greșit, dar nu-i un exemplu de așa, nu cineva zicea că psalmul 109 este un exemplu despre cum să nu ne tratăm dușmanii, nu e adevărat. Și uh, cred că sunt patru argumente importante pentru predicarea, cântarea psalmilor uh, uh, Să păstrăm psalmii vin în biserică Unul dintre ele, primul, pe care l-am identificat eu, e uh, Psalmii sunt profeții Psalmii sunt identificați în Noul Testament ca fiind profeții De cele mai multe, cele mai multe ori profeții mesianice da? Și ne amintim de psalmul 2, psalmul 110, psalmul 28, psalmul 68 Profeții mesianice, profeții care vorbesc despre venirea, lucrarea înfăptuită sau care urma să fie înfăptuită de Domnul nostru Isus Hristos. Sunt revelații fiind profeții, ne arată spre Domnul Isus Hristos și luăm foarte în serios profeția lui Isaia, de exemplu, profețiile lui Ezechiel, profețiile lui Zaharia, cumva de psalm ne îndepărtăm un pic pentru că s -s poetici, îmi preaștem să facem cu ei. Psalmul 110, psalmul din care voi predica în seara asta, este cel mai citat text din Vechiul Testament în Noul Testament. Apostolii apelează la el de cele mai multe ori pentru a-și construi argumente pentru divinitatea lui Hristos sau uh, uh, pentru uh, Hristos ca Mesia împotriva iudeilor care le negau ca Mesia. Este cel mai citit, Da, este fundamentul predicării apostolice, Psalmul 110. Este lucrul pe care ei își bazează predicarea, uh, predica din fapte 2. Petru începe predica prin, prin citarea uh, Psalmului 110. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea. Da? Sunt profeție. Psalmii sunt profeție și trebuie tratați ca atare, predicați, explicați, pentru că sunt voia revelată a lui Dumnezeu. Apoi, psalmii trebuie predicați pentru că ne revelează despre, despre Dumnezeu, despre caracterul lui, despre atributele lui. Sunt revelație despre caracterul lui Dumnezeu. Ne explică despre lucrurile care îl mâniază pe Dumnezeu. Ne explică despre sfințenia lui, despre lucrurile care îi plac lui Dumnezeu, care în care el își găsește plăcerea, ne le arată pe Dumnezeu manifestându-și dreptatea, manifestându-și judecata asupra Pământului, manifestându-și dragostea asupra celor care sunt plăcuți lui. Ne revelează despre Dumnezeu. Psalmii sunt revelație despre Dumnezeu. Apoi, psalmii sunt revelație despre lucrarea lui Dumnezeu. Ne arată felul în care Dumnezeu își manifestă lucrarea pe Pământ și cum se înțelege în lumea spirituală intervenția lui în istoria omenirii. Da? Și David povestește că atunci când a fost în peșteră și Dumnezeu a venit să-l salveze de mâna lui Saul, în psalm descrie intervenția lui Dumnezeu ca un cutremur mare, ca un vuiet de ape. Dumnezeu intervine în istoria umană și psalmii ne descriu intervenția lui în istoria umană. Apoi psalmii sunt revelații despre om și starea lui, despre om uh, și inima lui. Uh, în păcat m-a născut mama mea, eu sunt vierme, uh, despre starea omului, despre o starea lui naturală în păcat, despre cum ar trebui să, re să se relaționeze la păcat și la Dumnezeu și ce ar trebui să facă în momentele alea. Da, și ne amintim de David, despre psalmii lui de plângere a păcatului, de pocăință ne amintim despre psalmii de laudă când vede îndurarea Domnului manifestată peste el. Ne arată despre om și despre starea omului și despre cum se raportează el la Dumnezeu. Psalmii sunt revelația lui Dumnezeu și trebuie tratată ca atare, trebuie predicată și trebuie să fie, vin, biserica noastră. Psalmii au fost cartea de cântări a bisericii primare. Asta practicau ei. A fost cartea de cântări de la templu în Vechiul Testament și în Noul Testament asta cântau. Cântau psalmi. Pentru că vedeau uh, dincolo de emoțiile autorului. Dar asta au ajuns psalmii pentru noi astăzi. Într-o societate individualistă în care ce simt eu e important. Psalmii au ajuns un fel de terapie de grup. Da? Cum mergi la terapia de grup și stai în cerc și fiecare își spune problema și te simți mai bine că vezi că și cineva are probleme cu ai tu. Te duci la psalm și citești și vezi că și David avea probleme cu ai tu și te simți mai bine. Psalmii nu au fost intenționați așa, sunt profetici, sunt revelatori, sunt cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și trebuie tratați ca atare. Psalmul pe care mă voi axa în seara asta nu e un psalm de imprecație, vom ajunge și la ei, E un psalm profetic, un psalm mesianic și, cum am zis, e fundamentul, e temelia Noului Testament E un, e un psalm pe care se așează toată lucrarea Noului Testament cumva Și vedem asta pentru că uh, uh, apostolii îl citează foarte des în predicarea lor și în argumentarea lor Și apostolul Pavel argumentează mai multe lucruri din psalmul 110 Autorul cărții evrei argumentează din psalmul 110 despre persoana Domnului Iisus Hristos și aș vrea să dau citire psalmului 110. acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjmașii tăi ca așternut al picioarelor tale. Domnul va trimite din Sion sceptrul puterii tale. Domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi. În ziua puterii tale, poporul tău va fi un dar de bună voie în sfântă splendoare. Din sânul aurorei va veni la tine roa tinerilor tăi. Domnul l-a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta îi va zdrobi pe împărați în ziua mâniei sale. El va judeca printre națiuni, va umple totul cu trupuri moarte. Va zdrobi pe conducătorul unei țări mari. El va bea din păru pe cale, de aceea își va înălța capul. Am citit din traducerea GBV, știu că în Cornilescu un pic variază, special la versetul 3. Dar Vom predica așa. Psalmul 110 este un psalm mesianic, cum am zis. Este un psalm care vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos. Este un psalm care este folosit în diferite feluri în Noul Testament și vom merge și la câteva trimiteri din Noul Testament pe măsură ce vom intra în, în, în explicarea verset, fiecărui verset. Da? Îl vedem, vedem o imagine din ceruri cumva, cu implicații pe pământ. Despre asta e psalmul, despre ceva ce se întâmplă în cer dar se manifestă pe pământ. Da? În cer, Domnul a zis Domnului meu, cineva a zis altcuiva să și de la dreapta lui. Da? Traducerea noastră română e Domnul a zis Domnului pentru că nu avem cuvinte diferite pentru a descrie pe Dumnezeu, ci folosim doar cuvântul Domnul Dumnezeu. Da? În limba ebraică, în care a fost scris psalmul, sunt doi termeni diferiți, două nume al lui Dumnezeu diferite folosite aici pentru Domnul și Dumnezeu. Da? Și traducerea exactă ar fi Jehova a zis lui Adonai, șezi la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjmașii tăi ca și nu al picioarelor tale. Da? Este un dialog între uh, două persoane ale Dumnezeirii și una dintre ele îi, îi, îi poruncește, îi, îi spune ceva celelalte persoane. Da? și uh, Adonai se așează la dreapta lui Jehova și Jehova îi face niște promisiuni, îi face un jurământ lui Adonai și îi spune că uh, va trimite din Sion, care e muntele sfânt, muntele pe care Dumnezeu își manifestă și Sceptrul puterii tale Adică simbol al domniei dar Din Sion își va manifesta domnia Și domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi Spune ceva despre uh, domnia lui Unde este localizată și uh, Cum se manifestă în mijlocul vrăjmașilor Păi în ziua puterii Domnul va face un dar de voi În sfântă splendoare din sânul aurorii Va veni la tine roa tinerilor tăi Vorbește despre poporul Domnului Care șade pe tron Spune ceva despre ei psalmul da? Și vom vedea mai în amănunt ce exact Apoi despre juruința Domnului Despre care nu îi va părea rău da? Noi atindem să credem că jurămintele sunt rele Pentru că avem o interpretare de lemn Asupra predicii de pe munte Dar ajungem și acolo Și apoi vorbește despre o preoție veșnică Psalmistul pe care o are împăratul Care stă pe tron voi vorbește despre judecata acestui împărat, cum se manifestă domnia lui peste pământ în ultimele versete. Da? Începem cu versetul 1, așa cum a zis Domnul, a zis Domnului meu, Jehova a zis lui Adonai, șez la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjmașii tăi ca aștenut al picioarelor tale. De unde știm că e vorba despre Hristos? Ne spune Fapte 2, ne spune Petru în Fapte 2, că este vorba despre Domnul nostru Isus Hristos, făcând apel la așteptările mesianice ale evreilor, Petru le explică că ele s-au împlinit în Domnul nostru Isus Hristos. Da? Evreii așteptau un Mesia care să șadă pe tronul lui David, pentru că promisiunea a fost făcută lui David. Că după tine va veni un urmaș al tău, cineva din carnea ta, care va ședea pe tronul tău, dar este un, un, un amănunt în promisiunea făcută lui David. Va ședea pe tronul tău pe vecie, fără întrerupere. Odată ce va fi așezat, va rămâne acolo pentru totdeauna. Dar de asta, profeția asta nu se poate fi împlinit în Solomon. Solomon a așezat pe tronul lui David. Măcar că Biblia ne descrie un alt tron pe care și l-a construit el, dar a așezat pe autoritatea pe care a avut-o David, în împărăția așezată de David. Problema cu profeția asta este că Solomon n-a domnit pe vicii. Și asta le spune și autorul, și Petru în Fapte 2. David e în pământ cu părinții noștri. Și asta e profeția făcută lui David. Când vei fi în pământ împreună cu părinții tăi, Domnul va așeza pe tronul tău pe unul care va domni pe vecie. Și condiția era împlinită, asta zice Petru. David e în pământ cu părinții lui, David nu s-a suit în cer ca să șadă pe tronul lui, pe autoritatea lui. Deci Petru ne zice că autoritatea tronului lui David se ridică dincolo de pământul ăsta, e autoritate cerească. Tocmai de asta spune că David nu s-a suit în cer, dar, și apoi Petru citează din psalmul ăsta, făcând referire la Domnul nostru Isus Hristos lui Hristos, Dumnezeu i-a zis: "Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor mele", da? Și știm că pasajul ăsta este despre Domnul Isus Hristos, pentru că Petru face apel la el ca să justifice întronarea lui, înălțarea lui, persoana lui mesianică, da? Știm că este despre Domnul Isus Hristos pentru că Pavel argumentează și el în 1 Corinteni, dând așteptările escatologice bisericii despre finalul vremurilor, desenează o, o, o poză mare, da, Pavel, și fără să intre în detalii, spune așa despre Iisus Hristos. Pentru că el trebuie să domnească și apoi se duce din nou la, la Psalmul 110, versetul 1, până când toți vrăjmașii vor fi puși ca aștenut al picioarelor lui. Ultimul dintre dușma, dintre vrăjmașii care va fi, vor fi aștenuți va fi moartea un argument pentru dumnezeirea lui Hristos. Versetul nu este un argument folosit de Hristos pentru autoritatea lui divină. În Matei 22, 44, Hristos se întâlnește cu mai mari sinagogii, cu iudeii. Da? Și iudeii vin și, și uh, se leagă de el. el și încep să-i spună despre Mesia, despre ideea lor despre Mesia. Și spun, noi știm că Mesia va fi un urmaș, urmaș al lui David. Tu de ce te declar Mesia? care e care treaba cu tine? Și Hristos începe să le argumenteze din psalmul 110 și le spune, știți ce a spus David despre urmașul lui fiind profet? Și îi spun, da, știm, normal că știm. Că din carnea lui va sta pe tronul lui pe vecie. Și apoi Hristos le spune, cui îi spune David? Domnul a spus Domnului meu. David privind în viitor, este argumentul lui Hristos din Matei 22, din Luca 20 cu 42, e același pasaj paralel. Argumentul lui Hristos este asta. Cum poate să spună David, unui fiu de al său, să-l numească Domnul lui? De ce îl numește Domnul lui, dacă e urmașul său? E mai mic decât el, e fiul lui, e supus lui. De ce se uh, relaționează la el ca fiind Domnul lui? Nu cumva vorbește despre altcineva psalmul ăsta? Da, parafrazez, nu așa a vorbit Hristos cu farsi, dar asta le-a spus. Asta a fost argumentul lui. Și ei rămân tăcuți în fața înțelepciunii lui și își dau seama că Mesia trebuia să fie veșnic. E un argument pentru întrupare. Un argument pentru întrupare. Adonai uh, s-a întrupat și a fost urmașul lui David. În același timp, după sămânța Duhului Sfânt, a fost Dumnezeu din veșnicie. Și ăsta e argumentul Apostolului Pavel în, în Cartea Romani. În Romani, capitolul 1, uh, voi deschide doar eu, voi citi repede. Uh, Pavel dă o explicație a acestui pasaj foarte succint. Și explică cum acest urmaș al lui David, Poate fi împăratul veșnicilor și în același timp poate fi sămânța lui David. Întruparea este răspunsul la această întrebare. O să citesc de la versetul 1 pentru context. Paveroba Roba lui Isus Hristos, apostol chemat pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu, pe care a promis-o mai înainte prin profeții scăi, în scrieri sfinte, despre fiul său, Hristos, născut din sămânța lui David, după carne, rânduit fiul lui Dumnezeu în putere după Duhul de Sfințenie prin învierea morților. Ăsta e argumentul lui Pavel. Cum poate Psalmul 110 să vorbească despre Mesia și în același timp despre urmașul lui David în felul ăsta? Prin întrupare, da? Noi vom sărbători în curând Crăciunul, întruparea Domnului Isus Hristos. Întruparea Domnului Isus este despre asta. Despre sămânța lui David, în același timp sămânță divină. Mesia a coborât printre noi. De asta, la momentul înălțării, când Hristos a fost întronat în sala tronului Dumnezeu îi spune, șez la dreapta mea. Jehova i-a spus lui Adonai, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi ca știmut al picioarelor tale. Daniel, capitolul 7, vorbește despre același episod, despre acest episod al întronării lui Hristos, despre psalmul 110. În capitolul 7 din Daniel, Daniel are o viziune și spune, am văzut pe unul ca fiul omului înălțându-se pe norii cerului și intrând în prezența Lui Dumnezeu. Da? Fiul omului se înalță pe norii cerului, intră în sala tronului și când intră în sala tronului, se dă o împărăție. Același argument e făcut de Apostolul Petru, cum am zis în fapte 2. Fiul omului merge înaintea Tatălui și ăla e momentul în care Dumnezeu îi dă Lui Hristos autoritate peste cer și peste pământ. Șez la dreapta mea până îi voi pune pe vrăjmașii tăi ca ștenut al picioarelor tale." Um, autoritatea lui Hristos se manifestă în cer. E, autoritatea lui Hristos este în cer, dar se manifestă pe pământ. Și vedem cum. Șez la dreapta mea, autoritate, domnie, împăratul șede. Doar împăratul șede în sala tronului, toți ceilalți oameni se ridică, până îi voi pune pe vrăjmașii tăi ca aștenut al picioarelor tale. Vrăjmașii lui Hristos sunt pe pământ. Vrăjmașii sunt făcuți așteptat al picioarelor aici. Se manifestă fizic domnia lui, printre noi, în noi, prin sceptrul domniei sale și vom vedea. Domnul va trimite din Sion sceptrul puterii tale. Vedem profețiile din vechine, vorbesc despre un râu care curge din Sion, despre un râu din care se adapă națiunile și sunt vindecate, vorbim despre Evanghelia lui Hristos. Da? Sceptrul domniei lui este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este modalitatea prin care El domnește prin, peste pământ. Autoritatea este în cer, Hristos domnește într-o anapitul lui David în cer, se manifestă pe pământ. Cum prin biserică, prin predicarea cuvântului, prin Duhul Sfânt. Da? Domnul pornește de la Dumnezeu Tatăl, întreaga lucrare, manifestată prin autoritatea lui Hristos și aplicată prin lucrarea Duhului Sfânt prin biserică. Asta este ordinea pe care noi descrie psalmul. Domnul a zis lui Hristos în numele autorității lui, prin autoritatea lui, voi întinde ceptul tău din Sion. Domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Hristos domnește în mijlocul vrăjmașilor săi astăzi Hristos domnește în mod activ în mijlocul vrăjmașilor săi și istoria ne spune apostolii ne spun că vrăjmașii lui sunt făcuți așternut al picioarelor sale cum se manifestă această domnie cum știm practic că Hristos domnește în mijlocul în mijlocul vrăjmașilor în mijlocul vrăjmașilor săi apostolul Pavel în 2 Corinteni vorbește despre lucrarea Evangheliei ca fiind o lucrare de supunere a domniilor și a întăriturilor, a oricărui gând ridicat împotriva lui Dumnezeu. Așa își manifestă Hristos prin predicarea Evangheliei, prin armata pe care o va descrie în curând în versetul 3, plină de prospețime, îmbrăcată cu podoave sfinte, ca roa dimineții. Roa satură în pământ uscat, roa udă. Roa e ceva înviorător, ceva proaspăt. E o prospețime. Ca roa dimineții, îmbrăcați cu podoave sfinte prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin sfințenia Lui, armata Lui Hristos face o lucrare. Judecă în mijlocul vrăjmașilor, domnește în mijlocul vrăjmașilor, supune orice gând, da? supune orice autoritate. Prin Evanghelia, când Evanghelia Lui Hristos intră într-un trib, în lume unde se e plin de prezențe demonice, Evanghelia Lui Hristos supune a, a, prezențele demonice de acolo. Când Evanghelia lui Hristos pătrunde în viața unui om, Distruge orice altă stăpânire, eliberează, supune orice gând lui Hristos. Asta este puterea Evangheliei, așa domnește Hristos, ăsta e sceptrul lui puternic. E sabia cu două tăișuri, care ne descrie Biblia în Apocalipsa sau în alte lucruri. Da? Cuvântul tău este o sabie cu două tăișuri, așa domnește Hristos, prin Evanghelie. Ăsta e sceptrul puterii sale. Din Sion, din Sion va curge ca un râu care va vindeca națiunile, care va domni peste națiuni, care va supune vrăjmașii. În ziua puterii tale, poporul tău va fi ca un dar de bunăvoie, spune traducerea GBV, în sfântă splendoare. Poporul lui Hristos e un dar de bunăvoie. Poporul lui Hristos se dăruiește de bunăvoie. Privind la sfințenia Lui, privind la frumusețea Lui, privind la puterea Lui, privind la autoritatea Lui, privind la jerfa Lui, se dăruiește de bunăvoie. E un dar de bunăvoie. Dar noi ne dăruim viețile, ne facem sclavi, cum zice Pavel, de bunăvoie Evangheliei și Vestei Bune a lui Hristos poporul tău va fi un dar de bunăvoie, în sfântă splendoare. Sau alte traducere spun în splendorile sfințeniei. Sfințenia e frumoasă, e splendidă, e gingașă. Sfințenia nu e ceva rigid, sfințenia nu e ceva urât, sfințenia nu e ceva ce, 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 te face să stai deoparte. Da? Sfințenia nu e legalistă. Sfințenia nu dă la o parte pe alții. Sfințenia îmbrățișează, Sfințenia e frumoasă, Sfințenia e plină de splendoare. un om sfânt E un om în care în jurul căruia alți oameni se aciuiază, se adună în jurul lui, pentru că e plăcută. Hristos a fost cel mai sunt om din lume și Hristos a atras mulțimele în jurul lui. Era fascinant. Se adunau în jurul lui. Sfințenia e plină de splendoare. Da? Noi avem de multe ori o imagine greșită despre sfințenie, ca fiind ceva rigid, Oamenii sfinți în ochii lumii sunt oamenii retrași, pustii, de care nu te apropii Care vin și spun două vorbe întortocheate pe care abia le înțelegi Pusnici, călugări retrași pe nu știu unde Mistici Sfințenia nu e așa Sfințenia e plină de splendoare, e frumoasă Sfințenia atrage Sfințenia luminează în jurul ei da? Sfințenia e o haină frumoasă Asta e, e, o sfântă, e îmbrăcată, oameni, armata lui Hristos e îmbrăcată în sfântă splendoare. Armata lui Hristos, ostașul lui Hristos, tineretul lui, e frumos. Din sânul zorilor va veni la tine, ca, va veni la tine roa tinerilor tăi, sau tinerii tăi vor veni ca roa, vor fi ca roa. Da? În primul rând, cei care sunt lui Hristos sunt tineri. Au o vigoare tânără cu o râvnă tinerească pentru Evanghelia Lui, pentru Adonai, pentru cel care stă pe tron, pentru sceptrul domniei Lui, pentru, pentru manifestarea împărăției Lui peste pământ. Da? Cei care sunt al Lui Hristos sunt sfântă-splendoare, sunt fascinați de persoana Lui și de lucrarea Lui. Și o în jurul lor. Tinerii merg, tinerii lucrează, tinerii sunt plini de viață. Da? Oamenii la tine ca roa sunt caracterizați de prospețime. Roa e proaspătă, Roa e, e, vine dimineața, vine în zori, e un început nou. Roa udă pământul, aduce săturare pământului. Roa așa trebuie să fie poporul lui Dumnezeu. Aduce săturare lumii însetate după Evanghelie din jurul ei. Aduce uh, prospețima Evangheliei în deșertul păcatului din viața oamenilor. Sfințenia și Evanghelia lui Hristos udă pământul. Uh, întinerește. Uh, Ceia lui Hristos sunt tineri în sufletul lor, sunt plini de tinerețe, de, de zeamă sfântă, da? De, de, vigoare. Așa arată poporul lui Dumnezeu. De asta, un creștin trist e un creștin cu o problemă. Un creștin apăsat constant, da? În normal să pese păcatul. Te duci la Hristos, te ridică, te bucuri în sfințenia lui, în splendoarea sfințeniei. Ca un tânăr, ca roa dimineții, prospețime. Prospețime. Un creștin nu este caracterizat de depresie. Un creștin este caracterizat de frământări, așa zise, spirituale constante. El mereu e frământat, e, ceva nu-i nu convine. Ceva nu-i convine. Un creștin e proaspăt. Te duci la el că te, te satură. E ca roa dimineții. Cade peste uscăciunea sufletului tău. Cade peste setea ta. Te satură. Pentru că e plin de uh, Evanghelie. E plin de splendoarea lui Hristos. E plin de sfințenie. Așa sunt cei care s-au lui Hristos. Așa este armata lui Adonai, poporului, tinerilor. Domnul a jurat și nu-i va părea rău imaginea se mută înapoi pe Hristos, da? pe, 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 Dumnezeu, pe Jehova. Dumnezeu jură. Face un jurământ. Noi creștinii zicem, bă, nu, -i, nu, nu, trebuie să ne jurăm niciodată. Da? Predica de pe munte, Domnul Iisus zice, nu jurați, daul tău să fie da și nu tău să fie nu. E o interpretare de lemn. A, Hristos zice acolo, cuvântul tău ar trebui să fie în jarul. Nu vă jurați pe asta și pe asta și pe asta și pe asta. De asta Dumnezeu nu se jură pe altceva decât pe El însuși. Pentru că El e suficient, cuvântul Lui e suficient. E de ajuns, e credibil, e demn de crezut. De asta că, când, când Dumnezeu îi face o promisiune lui Avram, spune că s-a jurat pe El însuși. Zice, dacă eu nu voi împlini promisiunea față de Avram, eu să nu mai fiu Dumnezeu. Cuvântul nostru trebuie să fie suficient. Jurămintele sunt lucruri solemne. Sunt lucruri care se fac rar și care se fac cu solemnitate și trebuie împlinite cu sfințenie. Asta, e, asta spune Hristos în Matei 5, da? Nu vă jurați pe orice, nu luați în ușor jurămintele, nu vă jurați și pe aia și pe aia și pe aia. Cuvântul vostru să fie îndeajuns. Da, o vostru să fie da și nu o să fie nu. Să fie ca un jurământ, sunteți oameni de cuvânt. Și așa e Dumnezeu. Și de asta Dumnezeu se jură. Dumnezeu face un jurământ solemn, un jurământ sfânt, un jurământ de care nu-i va părea rău, un jurământ veșnic, un jurământ pe care cu siguranță îl va ține. Și îl face lui Hristos, îl face Fiul lui Său, îl face lui Mesia. Tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec. Melchisedec apare în Geneza o singură dată în Scriptură și apoi, dintr-o dată, o mie de ani mai târziu, apare în Psalmul 110 într-o scriere a lui David. Melchisedec e un personaj interesant, dar mai apare în Noul Testament, în cartea evrei. E un personaj interesant în, în scriptură. Unii argumentează că ar fi fost o întrupare uh, a lui Hristos. În fine. Uh, ideea e că pro Dumnezeu îi face o promisiune lui Hristos și face apel la acest Melchisedec. Arată ceva. Melchisedec a ceva despre Hristos. Când a apărut Melchisedec pe scena istorie a fost cu un scop. A apărut cu, cu un scop bine definit. Și a apărut ca să arate ceva despre Mântuitorul nostru. Da? Și este inclus în promisiunea asta a lui Dumnezeu despre Hristos. Domnul a jurat și nu-i va apărea rău, tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lumei Chisedec. În poporul Israel erau diferite oficii de autoritate pe care le ocupau diferiți oameni. Împăratul era împărat, regele era rege, da? preotul era preot și avea slujba lui, profetul era profet și avea slujba lui. Fiecare diferite nu se întrepătrundeau. Vedem când unul din împărați a încercat să împlinească slujba preotească, a fost lovit cu ciumă. Da, a fost o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile astea erau separate pentru Dumnezeu. Pentru că oamenii cu cât acumulează mai multă putere, cu atât devin mai corupți. De asta cred că principiul ăsta l-a lăsat Dumnezeu și a separat oficiile astea de autoritate în poporul lui Israel. Da? să fie puterea separată și să controleze una pe cealaltă. Dar Melchisedec apare în Vechiul Testament, aducând, apare întâlnindu-se cu Avram, Avram dându-i zecioală din prada de război și apare fiind ne prezentat ca rege al Salemului și preot al Dumnezeului celui adevărat, da? preot al Dumnezeului Sfânt, dar nu era un păgân, Melchisedec. În același timp era un rege. E singurul personaj din Biblie care, în afară de Hristos, împlinește ambele funcții. De asta noi spunem că Melchisedec a fost un tip al Domnului Isus Hristos. A arătat spre Domnul Isus Hristos și Hristos a fost împlinirea plină, a fost antetipul. Da? Melchisedec a fost singurul care era și rege al Salemului, care cei mai mulți interpreți biblici spun că Salemul este Ierusalim. Da? Ierusalem. Salem înseamnă pace. Era prinț al păcii, interesant, Melchisedec. Era regele păcii. Da? Ierusalim înseamnă casa păcii. Și era în același timp preot al Dumnezeului Celui Înalt. Era singurul personaj din Vechiul Testament care a împlinit această funcție. Alt lucru interesant despre Melchisedec este că nu ni se dă o genealogie lui Melchisedec. Toate personajele care apar în Geneza, ni se spune ceva despre ei. cine e tata, cine e mama, din cine se trag. Melchisedec apare fără părinți. Nu că n-ar fi avut părinți. Noi credem că el a fost un personaj istoric și chiar a fost un rege în istorie. Dar Biblia spune că nu e relevant și nu ne prezintă în Geneza Dumnezeu care a inspirat Scriptura ca să ne arate ceva despre împlinirea completă a lui Melchisedec, despre Hristos da? și în evrei, când uh, apostolul sau autorul cărții evrei inspirat a scris despre Melchisedec, argumentează despre preoția lui Hristos, făcând apel la genealogia lui și spun e după Melchisedec, adică fără început și fără sfârșit. De asta nu s-au prezentat părinții lui Melchisedec, ca să arate spre Hristos că el este veșnic, e preot din veșnicie și va fi preot până în veșnicie. Preoția lui nu ține de linii genealogice, nu se trage din oameni, Din poporul Israel trebuia să fie levit ca să fii preot. Preoția lui Hristos e veșnică. Nu-i nu odată cu instaurarea preoției levitice, ci din veșnicie. E preot după preot ca Melchisedec. Da? E preot după rânduiala lui Melchisedec. E preot împărat. E preot împărat. E singurul personaj din istorie care a împlinit ambele funcții fără să abuzeze de autoritatea lor. Hristos este împlinirea completă a tuturor uh, oficilor oficiilor autori, de autoritate din poporul Israel. Este uh, Calvin ne descrie într-un mod superb aceste trei oficii împlinite de Hristos. Este profetul perfect, profetul nostru Hristos, este preotul de este împăratul de săvârșit. Toate trei întrupate în persoana Domnului nostru Isus Hristos, manifestate glorios de El la dreapta Tatălui. Și de la dreapta Tatălui, domnind, pentru că doar împăratul șa în sala de tron, mijlocește la dreapta Tatălui pentru cei care sunt ai Lui și ne-a lăsat Scriptura ca mărturie că El este ultimul profet. Da? În vechime ne-a vorbit prin proroși și profeți în aceste zile din urmă, la împlinirea vremurilor ne-a vorbit prin Fiul Său. Hristos este preot după rânduiala lui Melchisedec. Extraordinar. Domnul de la dreapta ta, îi va zdrobi pe împărați în ziua mâniei sale. Ziua mâniei sale apare de mai multe ori în Scriptură, în Vechiul Testament, în special predominant, vorbește despre judecata lui Dumnezeu asupra națiunilor. Arată, Dumnezeu s-a mâniat pe, pe asirieni, s-a mâniat pe persani. Și spune că ziua glorioasă a Domnului, ziua mâniei mele, ziua Domnului a venit peste voi. Dar vorbește despre momente în care Dumnezeu își manifestă judecata în istorie. Și despre asta e psalmul ăsta, despre domnia lui Hristos și judecata lui asupra națiunilor. Domnul de la dreapta ta îi va zdrobi pe împărați în ziua mâniei sale. Sunt zi ale mâniei sale. Națiunile străiesc sub judecata lui Hristos. Cartea Apocalipsa începe cu uh, această descriere minunată a lui Hristos. Revelația lui Isus Hristos, Domnul împăraților pământului. Suveran peste toți. Suveran peste împărați, peste președinți, peste domnitori, suveran peste istorie. Noi nu putem avea perspectiva lui veșnică, dar în perspectiva lui veșnică el domnește, el coboare și ridică împărați, el judecă și ridică națiuni. Hristos îi va zdrobi pe împărați în ziua mâniei sale. Sunt zile ale mâniei sale. Sunt perioade de judecată ale națiunilor. Perioade în care națiunile sufără, se frământă și cad și se ridică iar pentru că sunt sub judecata constantă a lui Hristos. Cum îi va judeca? Din nou prin Evanghelie. Da? Cuvântul acesta care le-a fost predicat, ne spune Scriptura, aceasta le va sta. Hristos spune, cuvintele pe care vi le spun eu, acestea vă vor judeca în ziua aceea. Ele vor sta de mărturie împotriva voastră. Așa judecă Hristos, din nou, prin Evanghelie. Judecă la nivel individual, fiecare om în parte, prin Evanghelia care i-a fost predicată și în care a crezut sau nu. Și judecă națiuni, prin Evanghelia care a intrat în națiuni. Și fie s-au supus legilor lui Hristos, fie l-au ridicat pe Dumnezeu ca cel mai înalt rang de autoritate, fie au fost tirani care au căzut de-a lungul istoriei, națiuni care s-au ridicat și l-au scos pe Dumnezeu din, din centrul lor și au căzut de-a lungul istoriei. Și Hristos le judecă tot prin Evanghelie. Pentru că legea lui și Evanghelia lui stă în mărturie și împotriva națiunilor. O națiune care omoară bebeluși în pânteci, care e plină de avorturi, o națiune care e plină de sexualitate stricată, va fi judecată Dumnezeu. Și cum va fi judecată? Prin Evanghelie. Evanghelia vorbește despre păcat, vorbește despre uh, uh, jertfa lui Hristos, iar Evanghelia va judeca, va fi sceptrul lui Dumnezeu, care judecă individual oameni, fiecare în parte și națiuni uh, ca întreg. Da? Hristos le va zdrobi, judecata lui va fi aprigă și judecata lui este aprigă și judecata lui s-a manifestat în istorie. Am mai spus asta în mijlocul nostru. Vedem uh, națiunile care în mod explicit au vrut să omoare biserica, să ucidă biserica, să distrugă biserica prin, prin edicte regale sau prin porunci directe, au căzut. Domnitorii aceia au căzut, națiunile acelea au căzut. Uh, o perspectivă umană asupra căderii Imperiului Roman zice, da, au fost atacați din afară, au fost probleme înăuntru. O perspectivă creștină spune, s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu și a bisericii sale și au căzut. Creștinismul a cucerit Imperiul Roman, nu invers, da? Nazismul la fel, comunismul la fel, Imperiul Napoleon la fel. Toate, toți care s-au ridicat împotriva lui Hristos și a bisericii sale au căzut pentru că au fost zdrobiți de sceptrul tare al Domniei lui. El va judeca printre națiuni, va umple totul cu trupuri moarte. Hristos își iubește biserica, vrea să-și să, -și, vrea să -și întindă împărăția cu râvnă. Da? Isaia în capitolul 9 vorbind despre fiul promis și despre venirea lui și ce va fi împlinit la venirea lui, spune că domnia lui, conducerea lui, autoritatea lui nu va cunoaște sfârșit Nimic nu-i poate sta împotrivă. De asta sunt trupuri moarte pe drum. Vor cădea cei care se împotrivesc extinderii împărăției lui. Împărăția lui Hristos, domnia lui, n-are o zi proastă. Nu încetinește. Poate în ochii noștri vezi că în a creștinii sunt persecutați, dar în catacombe ei cresc și poate cei mai mulți creștini autentici de toată lumea adunați într-un singur loc. Da? Împărăția lui Dumnezeu nu cunoaște ce o zi proastă. De asta e plin de trupuri moarte. El o crește cu râvnă. Cum se va împlini? Spune, domnia lui Isaia nouă, da? domnia lui nu va cunoaște sfârșit. Cum se poate împlini asta? Râvna lui Dumnezeu, continuă profetul, va duce lucrul acesta în deplinire. Dumnezeu are o râvnă care face lucrul ăsta. De asta e limbajul ăsta așa greu în versetul 6. Va umple totul cu trupuri moarte. Da? E, 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 o, e o râvnă violentă, o râvnă care duce la final ceea ce și a propus. Nu e o râvnă uh, delăsătoare, nu e o râvnă care renunță, care e descurajată, uh, care dă de greutăți și las-o baltă, hai, mai treci doi ani, las-o așa. Nu, e o râvnă care trece, care își duce, își duce la împlinire, Scopul, va zdrobi pe conducătorul unei țări mari. Da? Din nou, orice autoritate, nu există autoritate care să stea împotriva Lui Hristos. El va zdrobi orice autoritate. Cum am spus, 1 Corinteni, capitolul 15, spune că el trebuie să domnească până când toți vrăjmașii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor sale, ultimul doșman care va fi zdrobit, va fi învins, va fi moartea. Până când trebuie să domnească Hristos, până când se întâmplă toate aceste lucruri, Până când domnia lui se manifestă atât în cer cât și pe pământ, din Sion, prin Duhul Sfânt, prin bisferică, prin sceptrul lui pe pământ, până când toți dușmanii vor fi făcuți așternut al picioarelor sale. E o luptă aprigă, e o luptă grea, e o luptă care se lasă cu trupuri moarte, da? cum spune psalmistul, dar e o luptă care va avea un final. Toți vrăjmașii vor fi făcuți a-și denunța Iar la venirea sa, în modul ultim, după ce toți vrăjmașii vor fi învinși, după ce toată istoria va fi supusă lui, ultimul dășmaș care va fi înfrânt va fi moartea. Vom fi înviați, vom sta în prezența lui, vom fi glorificați. El va avea din părul pe cale, de aceea își va înălța capul. Sta e o imagine poetică a unei victorii grele, dar câștigate. Da? Apa grece, e bună când ți sete, dar imaginați-vă după o zi de luptă cu sabia în mână, după o, un, un, un uh, progres greu, dar sigur, să te oprești pe cale și să bei o gură de apă. Ți înviorează sufletul. Da? Și așa se manifestă împărăția lui Dumnezeu prin istorie. E un proces greu, creștinii sunt persecutați, progresul împărăției se face prin uh, jerfa creștinilor, prin sângele martirilor, prin cenușa martirilor. Însă biserica este înviorată, ei se opresc pe cale, ei beau, Hristos bea pentru că El își zidește împărăția. Noi bem împreună cu El, ne înviorăm, de aceea ne înălțăm capul. Capul nostru nu este plecat. Noi nu ne pierdem nădejdea, noi nu descumpănim. Noi avem o, o, o victorie deja câștigată, avem un împărat tare și avem un scop bine definit. Și greu și uneori ne oprim să bem din păru și avem nevoie de păru. Și trebuie să ne adăpăm din părul nostru care este Hristos și El să ne zidească și El să ne învioreze și să ne înălțăm capul și El își va înălța capul împreună cu noi. E o victorie sigură, e o victorie grea și e vorba de un progres. E vorba de un progres de asta, bea din păru pe cale. Adică în timp ce merge, în timp ce progresul se întâmplă, în timp ce împărăția se întinde, se oprește și bea din păru pe cale. Și își va înălța capul, va continua. Prâul îl va înviora, va continua în această lupte, va merge mai departe. E un progres. E un proces. Asta e psalmul 110, un psalm mesianic. Vorbește despre lucrarea deja înfăptuită și în continuu progres al lui Isus Hristos. El s-a înălțat, el șade de la dreapta Tatălui, el este Domnul Pământului, el domnește cu un sceptru tare. Și el are un popor care e tânăr, e caroa dimineții, e proaspăt, care înviorează prin cuvântul lui, prin Evanghelia lui. Asta e lucrarea înfăptuită. Și lucrarea continuă, progresivă, e judecarea națiunilor, răspândirea împărăției, predicarea Evangheliei, Băutul din peru pe cale, care nu ne pleacă capul. Da? Rămâneți în psalmi. Rămâneți în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți -mi minunați. Vorbesc despre Hristos, vorbesc despre lucrarea și persoana lui, vorbesc despre Dumnezeu și planul lui manifestat în istorie, despre atributele lui, despre cine este El. Rămâneți în Cuvânt și bucurați-vă. Bucurați-vă în baza Psalmului acesta. Avem un Domn tare. Noi suntem ca Roa, suntem plini de prospețime. Evanghelia lui ne satură. Și noi, la rândul nostru, săturăm pământul ăsta. Suntem îmbrăcați cu podoabe sfinte, cu o sfințenie plină de splendoare. Căutați această sfințenie. O sfințenie care să atragă oamenii în jurul vostru, nu pentru că sunteți relevanți, ci pentru că sunteți plăcuți printr-o viață curată. Nu o moralitate de lemn, ci o sfințenie frumoasă, o sfințenie plină de splendoare. Plin de învățături pentru noi, sunt foarte relevanți psalmii. Mă rog ca Dumnezeu să ne îndrume în, în predicarea lor, poate în cântarea lor și e na eixo contigo, Amém. Amém.